Constantin Brâncoveanu, deși domnea în Țara Românească și refuzase odată tronul Moldovei, nu accepta totuși ca pe tronul Moldovei să fie o personalitate ostilă lui. Să-l mai dăm o dată pe Constantin Brâncoveanu, vă rog frumos. Drept urmare, înainte de domnia propriu-zisă a lui Cantemir, vreo doi gineri dai lui Brâncoveanu, respectiv Constantin Duca, sper să nu-mi curc, unul din familia Duca, cred că îl cheamă Constantin, și Mihai Racoviță, căsătoriți fiecare cu fete de la lui Brâncoveanu, ocupă în repetate rânduri tronul Moldovei, bineînțeles prin influența aurului pe care Constantin Brâncoveanu îl împingea constant spre Constantinopol. Nu degeaba i-au spus turcii ăstuia Altın Bey, prințul aurului.